Studiind pentru convenția de la Chicago subiectul acesta, Sfințenia Bisericii, mi-am dat seama că avem de-a face cu un subiect nu numai necunoscut de noi, dar nepopular, și mi-a stârnit așa Duhul lui Dumnezeu în inimă dorința să abordăm subiectul ăsta mult mai pe larg în bisericile noastre și să discutăm despre el. Sfințenia, așa cum discutam duminica trecută, înseamnă separare de lume, dar și dedicare pentru Dumnezeu. Nu putem spune, nu mai ne separăm de lume, nu mai păcătuim, nu bem, nu fumăm, nu ne, așa, dar trebuie să facem ceva. Asta înseamnă sfințenie. Unii oameni cred că pot să fie sfinți prin inactivitate. Nu fac nimic, sunteți sfinți pe jumătate atunci. O sfințenie adevărată este, nu face rău, dar lipește-te de bine. Sfințenia întotdeauna implică interiorul nostru și această schimbare interioară se va evidenția în exteriorul nostru, va produce dovezi exterioare a sfințeniei noastre interioare. Tragedia bisericii este că întotdeauna a încercat să producă oameni sfinți din exterior spre interior, ceea ce nu se produce niciodată. Întotdeauna când forțăm reguli exterioare de sfințenie, producem farisei. Producem fariseism religios și forma aceea de evlavie nu folosește la nimic și nu schimbă sufletele oamenilor. Oamenii arată sfinți, dar nu sunt. În dimineața asta vom discuta despre sfințenia bărbaților, pentru că vom învăța că sfințenia nu este o chestiune culturală, ci este una care ține de viață, de modul în care Dumnezeu ne-a făcut pe noi. Ține de creație și nu de cultură. Foarte des noi spunem, bun, Apostolul Pavel și Petru au spus despre vremea din timpul lor și nu se potrivește cu vremea noastră modernă. Să știți că problema de sfințenie nu este o chestiune culturală, ci este una de viață, este una de creație. În ceea ce privește bărbatul, sfințenia lui nu are de-a face așa de mult cu exteriorul, ci are de-a face cu atitudini și gânduri pe care le are bărbatul. Iată ce spunea Domnul Iisus în Matei 5, 27-28, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. De ce credeți că în cuvântul lui Dumnezeu nu este și despre femeie? Dacă o femeie se uită la un bărbat ca să-l poftească și prea curvit, pentru că nu este natura femeii să se uite după bărbat în felul acesta. Dumnezeu ne-a creat pe noi bărbați cu această natură, suntem vizuali. Gândurile, atitudinile noastre se nasc din ceea ce noi vedem. Este interesant că în Vechiul Testament Dumnezeu spunea omul se uită la ce izbește privirile, pe când Dumnezeu se uită la inimă. Aș putea spune bărbații se uită la ceea ce izbește privirile. Și dacă ei au problemă de sfințenie, au problemă interioară a gândurilor lor care se transformă în atitudini. Biblia vorbește și folosește expresia aceasta referitor la anumite femei, zice, era îmbrăcată ca o curvă. Nicăieri nu veți găsi în Biblie un bărbat îmbrăcat ca un curvar, nu? Ați găsit undeva? Nu. Pentru că indiferent cum s-ar îmbrăca un bărbat, ok? Îmbrăcămintea lui nu e provocatoare pentru nimeni. Doesn't matter. Dar veți vedea că modul în care se îmbracă o femeie provoacă bărbatul care este un vizual și el păcătuiește uitându-se. Pentru că omul se uită la ce izbește privirile. Nu femeile se uită la ce izbesc privirile.
Bărbații de aceea cred foarte ușor că ei n-au o problemă cu sfințenia Domnului. Pentru că oricum se îmbracă, ei sunt sfinți. Nu? Oricum s-ar îmbrăca, arată bine. Noi arătăm bine, dați-mi iar acum. Ei nu au o problemă cu sfințenia asta exterioară, de aceea ei se concentrează spre sfințenia femeilor. Și vor să le îmbrace pe asta. Toate necazurile și discuțiile și scandalurile din bisericile noastre s-au născut cu privire la modul în care se îmbracă femeile. Avem dreptate. Yes. De aici porneau toate lucrurile. Și atunci bărbații se cred sfinți pentru că reușesc să-și pună niște reguli de sfințenie asupra altora. Ciudat, nu-i așa? Iată să vedem un verset pe care îl spune Apostolul Pavel la 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8, care spune așa: vreau dar ca bărbații să se roage, putem să avem clipul? Să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Sunt trei principii aici pe care le vom discuta în această dimineață, pentru că ele vorbesc despre trei domenii problematice în sfințenia noastră a bărbaților. Numărul 1 sunt poftele, mâinile curate. Trebuie să avem mâini curate când venim înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața asta primul lucru care o să-l discutăm este despre poftele care îi robesc pe foarte mulți bărbați. Apoi Dumnezeu spune să ridicăm mâinile fără mânie. O altă problemă de care se lovesc bărbații în sfințenia lor personală este mânia, sunt nervii. Și a treia, care cred eu că este cea mai răspândită și mai periculoasă, este apatia, fără îndoieli. Iată trei lucruri care sunt, de fapt, trei domenii problematice ale sfințeniei noastre, ale bărbaților. Și haideți să le luăm pe rând. Primul dintre ele, problema numărul 1, poftele. Când dorințele noastre devin necontrolate, practic poftele, pofta este o dorință scăpată de sub control. Știți că poftele în sine nu sunt rele, ele au fost create de Dumnezeu. Ar fi nenorocire să nu avem poftă de mâncare, nu-i așa? Unii dintre noi am regretat foarte mult chestiunea asta. Dar Dumnezeu ne-a creat cu niște dorințe care întrețin viața, care sunt un motor, un drive a existenței noastre. Necazul este că aceste dorințe, care sunt necesare supraviețuirii noastre ca specie umană, la cădere au fost pervertite și ele scapă de sub control foarte ușor. Scapă de sub controlul bărbaților. Când dorințele devin necontrolate sau neînfrânate, se transformă în pofte și poftele alea ne ruinează viața noastră spirituală. Ne fac necurați. Și ridicăm spre Dumnezeu mâini necurate, nu mâini curate. Dumnezeu nu îndepărtează aceste dorințe, pentru că face pagube ireparabile ființei noastre. Doamne, scapă-mă! Nu te scapă Dumnezeu, că te-a făcut așa, cu dorința aceea. Necazul este că tu ai scăpat-o pe ea de sub control. Mâinile curate ale bărbatului nu sunt decât victoria asupra dorințelor cărnii lui, a ființei lui. Înseamnă stăpânire a poftelor care bat la ușa lui. Să știți că ne sabotează enorm de mult sfințenia noastră personală poftele care scapă de sub control. Am un grafic aici pentru dumneavoastră să vedeți un lucru foarte interesant. Dumnezeu ne cere să stăpânim dorințele cu care El ne-a creat. De exemplu, Dumnezeu ne-a creat cu dorința de a cuceri, de a fi niște victorioși. Bărbații sunt luptători, vor să învingă, vor să cucerească ceva. Dacă ai dorința asta și este controlată, avansezi în carieră, nu? Îți asiguri căminul cu toate cele necesare, asiguri o viață bună familiei. Și eu sunt bucuros că foarte mulți români de-ai noștri sunt niște cuceritori, își controlează dorința aceasta și o duc bine
în familie, avansează în profesie și sunt tot mai buni în ceea ce fac. Necazul când dorința asta devine necontrolată, bărbatul ăsta devine ahtiat după lucru, devine workaholic. Să cunună cu geabul. Nu-l mai vezi zi și noapte, și-a băgat capul acolo, își sacrifică familia, își sacrifică viața spirituală pentru cariera lui. Nu vine la biserică. De ce nu vine la biserică? Unul zice la lucru. Lucrează. Lucrează sâmbătă, lucrează duminica, lucrează. El lucrează. Dorința asta de a cuceri, așa, l-a distrus pe bărbatul acela. Nenorocirea este că noi sponsorizăm un asemenea comportament pentru că îi lăudăm pe ăștia. Băi, ăsta e harnic, domne. Cu noaptea în cap pleacă, cu noaptea în cap vine, e nemaipomenit bărbatul ăsta. Da, dar nu-și mai vede copiii, nu-și mai vede nevasta, nu mai are viață, nici spirituală, nimic. El numai lucru vede. La Chicago odată cineva mi s-a lăudat, zice, frate, de 10 ani am fost în concediu deloc, dar nu mai spune, bravo, bravo ție. O să vină o zi când o să faci toate concediile astea într-un singur an, am zis eu, și am prorocit. M-a sunat din spital, a făcut un nervous breakdown, a zăcut mai multe concedii în spital, nu? Dumnezeu ne-a creat cu dorința asta și este foarte bună, vedeți, când ea este controlată. Apoi gândiți-vă la dorința de competiție. Bărbații vreau să fie mai grozav decât el, aleargă mai repede, ridică mai multe greutăți, mai cumpără mai multe mașini decât toți ceilalți. Competiția asta este bună, îți dezvoltă talentele, nu? Și calificările, devii tot mai bun în domeniul tău. E fain, vrei să te autodepășești. Dar când ea scapă de sub control, devii mânios, gelos, răzbunător împotriva celorlalți percepuți mai buni decât tine. Îi termin tu pe aia. Nu? Te nenorocește spiritual. Gândește-te apoi la dorința de putere a bărbaților. Vrem să fim puternici. Dacă vrei să fii puternic și vrei să conduci și să fii șef, îți asumi responsabilitățile, preiei conducerea spre binele celorlalți, familia, oamenii din jurul tău merg bine. Dar când ai ieșit afară, începi să manipulezi oameni, situații, îți folosești influența pentru a câștiga, pentru a domina și nu contează cu ce mijloace vrei să fii președinte, nu? Minți cu Benghazi, minți cu e-mail-urile, minți cu toate astea, dar vrei să fii președinte. Wow! Nu? Eu mor pe toți aia alți care îți bagă bețe în roate. Nu? Uitați-vă la scenariul politic de astăzi care vorbește exact despre ceea ce vorbesc eu acum. Gândiți-vă la dorința sexuală a bărbatului, nu? Este naturală, este normală. Când e controlată, devii fizic atașat de o femeie cu care formezi o familie, ești credincios toată viața și duci o viață cinstită și faină. Ei, când scapă de sub control, devii promiscu, cauți gratificații sexuale egoiste, fără considerație pentru alții, pentru legile lui Dumnezeu, you don't care. Vedeți cum dorințele corecte, folosite corect, sunt o binecuvântare, când scapă de sub control, e nenorocire. Apostolul Petru spune foarte interesant, poftele necontrolate, zicea, distrug viața spirituală a bărbaților. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Poftele se războiesc cu sufletul și îl omoară pe suflet. Îl omoară pe suflet. Gândiți-vă la bărbații aceia care au cedat poftei de alcool, cum și-au ruinat viața și au sfârșit-o mulți în moarte. Gândiți-vă la ea care cedează poftelor de droguri și îi ruinează drogurile. Gândiți-vă la ea care i-a luat gambling-ul și va ruina gambling-ul și îi omoară. Gândiți-vă la poftele acestea care se războiesc cu sufletul. Apoi, lăcomia de bani. Nu? Vrei să ai putere, să controlezi, așa? Ea pavează calea spre alte pofte.
1 Timotei 6, Apostolul Pavel spune de la versetul 6 până la 10. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Deci Pavel spune, aveți grijă că am venit cu mâna goală și tot cu mâna goală plecăm din lumea asta. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Aveți grijă, spune Apostolul Pavel, că lăcomia asta de bani este și dragostea, iubirea de bani, este rădăcina tuturor relelor. Asta duce la pofte una după alta. Eu cunosc oameni care s-au îmbogățit peste noapte și s-au ruinat moral total. Au ajuns într-o altă sferă a societății pentru care ei nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți să umble la înălțimile alea și au amețit de tot. Căderea în fața unei pofte duce la alte căderi. Și încep să vii la biserică cu mâinile murdare. Ok? Pofta este întotdeauna progresivă. Duce întotdeauna la moarte. Și înșelătoria cea mai mare pe care o au bărbații este că ei se cred puternici și ei se pot lăsa când vor, domnul. Ei când vor se pot lăsa, sigur că da. El numai un pahar bea. Nu? Numai un pahar bea. El se poate opri oricând, el se poate lăsa de asta. Ce? Să meargă la rehab, să scape de droguri? Nu, domnul, el se lasă singur. Pentru că el, când hotărăște, el nu mai ia droguri, domnule, niciodată. Dar nu mai spune. Știți că atunci când îi tratează pe alcoolici la Alcoholic Anonymous, îl obligă pe omul ăla pentru restul vieții sale să spună așa, mă numesc Petru și sunt un alcoolic. Trebuie să spună întotdeauna chestia asta. Știți că și drogații trebuie să spună tot la fel? Știți că și gamblerii trebuie să spună tot la fel toată viața? Gândiți-vă la aceste lucruri. Pofta de putere duce la goană după bani, minciună, înșelătorie, furt, jaf, crimă, moarte. Pofta sexului, curvie, preacurvie, divorț, prostituție, boli venerice, moarte. Competiție, egoism, gelozie, minciune, defăimare, politică, dacă vreți, eliminarea adversarului, moarte. Politica, pofta cuceririi, luptă pentru putere, hai să o luăm la politică bisericească, jos cu ăla, sus cu mine. Mânie, ceartă, bătăi, am trecut pe aici, poliție la biserică, elicoptere. Poftele sunt întotdeauna progresive și nenorocirea este că bărbații cred că se pot opri când vor ei. Cred că trebuie să ajungem și să spunem ce vrem în viața asta, să facem voia noastră sau voia Domnului? Asta este întrebarea numărul 1. Voia ta sau voia Domnului? Pentru că Dumnezeu spune, putem să ne controlăm poftele, Dacă ne supunem voiei lui Dumnezeu, în Romani 6, 12 la 13, cuvântul Domnului spune așa, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Este foarte clar, nu mai ascultați de poftele lui. Să nu mai dați în stăpânire păcatului mădularele voastre, organele voastre, așa. Înțelegeți că e vorba despre toate, nu? Ca niște unelte ale nelegiuirii. Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți, cum erați, și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Hotărâți
de azi înainte să vă predați Domnului și spune, Doamne, trupul ăsta e al Tău. Ăsta nu o să mai comită niciodată altceva decât voia Ta. În al doilea rând, Duhul Sfânt ne va ajuta în stăpânirea poftelor noastre. În Galateni 5, versetele 16 la 17, zic, dar umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Observați? Când ești călăuzit, cârmuit de Duhul Sfânt, nu împlinești poftele firii pământești, căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Bineînțeles că nașterea din nou, și ar trebui orice credincios care frecventează biserica să fie născut din nou, așa? Când noi ne îmbrăcăm cu omul cel nou, nu? Putem să spunem nu poftelor care bat la ușa noastră, să venim cu mâini curate înaintea lui Dumnezeu. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, spunea în Efeseni 4, 22 la 24, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Și ultimul care mai spunem aici la pofte este: oprește poftele înainte de a se cuibări în mintea ta. Oprește-le la timp. Nu ești puternic că le oprești tu când vrei tu, nu, oprește-le la timp. Iată ce spunea Iacob 1, 14 la 15. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însăși și momit, apoi pofta când a zămislit, de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Odată pornit mecanismul unei pofte, el progresează mereu la mai mult și mai mult și mai mult. Dacă ai probleme cu pornografia, sfatul meu este sparge computerul ăla, aruncă-l la gard, mai bine să nu ai pentru restul vieții tale. Stopează chestiunea asta cât mai repede posibil. Dacă ai probleme cu alcool, zicea cineva că așa scăpa de alcool, bea lapte. Bea lapte în continuu, pune-te pe băul lapte, domnule. Nu? Nu mai umbla pe străzile cu birturi. Nu? Hotărăște să nu mai există deloc în casa ta. Gândește-te la pofta aceea care tu crezi că oricând poți să o stăpânești. Ea te stăpânește de foarte mulți ani. Și o ascunzi și vii la biserică cu balastul ăsta în suflet și zic, frații, să ridicăm mâini spre Domnul și mâinile tale nu sunt curate și devin de plumb. Și nu le ridici nici cu pistolul la spate. Gândește-te bine la lucrurile astea. Dacă crezi că numai în gând s-a petrecut totul și încă nu n-ai făcut niciun păcat, să știi că deja Domnul spune că deja l-ai comis. Te-ai murdărit deja pe dinăuntru. Spiritual, tu ești murdar înaintea lui Dumnezeu, nu? Oh, nu te-ai dus la... Să-ți minte când cineva mi-a povestit că i-a prins pe băieți odată că veneau târziu, știi, pe acasă. Și au prins că se uitau și la niște cucoane din alea care n-aveau bani să-și cumpere haine. Și argumentul băieților zice, dar ce vrei, mai bine ne uităm la asta decât mergem la alea adevărate, nu? It's a matter of time, boy, când o să duci la alea adevărate, dacă tu faci exerciții cu astea virtuale. Oprește la timp, înainte ca să devii murdar. Și fraza cu care închei chestia despre pofte, nu putem avea mâini curate cu o inimă murdară. Dacă vrei să ai mâini curate, trebuie să ai o inimă curată. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. De aceea, pentru că noi suntem vizuali, ai grijă la ce te uiți. Bărbații se uită la ce izbește privirele. Și peste tot avem capcane puse la orice pas.
Trăim într-o societate care ne provoacă mai mult ca oricând în acest domeniu. Dacă vrei să ai mâini curate, păstrează-ți o inimă curată. Al doilea domeniu problematic în viața bărbaților este mânia. Hai să vorbim puțin despre mânia bărbaților. O definiție a mâniei care mi s-a părut foarte interesantă și fain. Mânia este o izbucnire de iritare violentă provocată de un rău real sau presupus. Real sau imaginar. Mânia nu este un păcat în sine. Noi am fost creați de Dumnezeu. Știți că Dumnezeu e mânios? Sunt zeci de versete în Biblie care vorbesc cu Dumnezeu mânios. E mânios împotriva răului, împotriva păcatului, împotriva nedreptății. Dumnezeu ne-a creat cu un mecanism în noi să luptăm împotriva răului, a nedreptății, a păcatului, să ne mâniem pe aceste lucruri și să luptăm împotriva răului existent. Dar mânia, când ea scapă de sub control, este unul dintre păcatele frecvente ale bărbatului de astăzi și ale creștinului. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Efeseni 4, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Știți că orice mânie scăpată de sub control este un cap de pod, este o ușă deschisă pentru diavolul să intre în viața ta? Dumnezeu este mânios pe păcatele lumii, pe răul care există în univers și ar trebui să ne canalizăm mânia spre ceea ce și-o canalizează Dumnezeu. Mânia se devine păcat când ajunge furie, se exprimă prin agresivitate verbală, fizică, sexuală, psihică. Nu? Abuzul pe care îl fac foarte mulți bărbați împotriva soțiilor lor, împotriva copiilor lor, este nu neapărat că îi bate, că acum dacă îi dai o palmă, sună la poliție și îi bai. Dar îi bate cu vorba. Strigă odată de biatul copil a înghețat, sângele în el, nu? Jigniri, amenințări. Spunea cineva și așa m-a durut inima să aud, zice, bărbatul ăsta nu știe să vorbească cu copiii, nu mă țipă, nu mă urlă, nu mă amenință. Cum intră în casă? Ăsta este abuz, este o mânie nejustificată, o mânie păcătoasă, îndreptată asupra unor ființe nevinovate. Știți că noi bărbații avem cele mai stresante zone din viața noastră, bărbaților, asta rezultă din studii. Ne simțim inadecvați fizic. Dom'le, nu putem. Mă, toată lumea duce un sac de la mare, eu nu pot, numai unul mic. Și asta mă stresează, mă simt umilit. O altă chestiune, bărbații, când nu pot să stăpânească emoțiile, pentru că în lumea de astăzi, bărbații par nu plâng, domnule, bărbăția este, asta e de piatră, domnule, nu simte, nu-i pasă. Și dacă cumva îl biruie emoțiile, ăsta e terminat. Îi zice lumea că e femeie. O altă zonă este când sunt subordonați femeilor. Să îl ferească domnul pe un bărbat, să aibă șef femeie. No, asta e umilință de tot, domnul. Nu o zice, să rămână, vorbește fain, dar în inima lui e călcat în picioare în ultimul hal. El chestia asta foarte greu o suportă. Nu știu ce o să fac, dacă o să avem președintă, mă mut în România. Că de aici mi se trage de la chestia asta. Când se simt inferiori intelectual, nu? Se enervează pe bărbați. Și apoi când nu pot să aibă alte performanțe în situații adecvate, nu? Atunci astea sunt factori de stres major în viața unui bărbat. Spuneam că prin definiție bărbăția este definită prin stăpânirea emoțiilor. Bărbații nu plâng niciodată. Știți că toți bărbații suferim din pricina acestei idei proaste, tâmpite și neadevărate.
Și continuăm să credem minciuna asta și încercăm să bravăm în continuare. Okay? Ne uităm la femei care își exprimă sentimentele pentru o varietate de ieșiri, nu? Așa le zicem noi bărbații. Plâng, țipă, se ceartă. No. Noi bărbații nu avem voie să facem chestiile astea, nu așa? Dacă ești cu adevărat bărbat, nu lași să ți se vadă în exterior emoțiile. Și zâmbești, zâmbetul acela de plastic, yes sir, that's true. Și vii acasă și îți bați copiii, că pe șef nu poți să-l bați. Nu? Aduni în tine mânie, o stăpânești, că ești artist deja, dar mânia aceea interioară te-a terminat. Ți-a mâncat ficatul, ți-a mâncat stomacul, ai ulcer la stomac, ai înaltă tensiune, nu high blood pressure, înaltă tensiune. Toate bolile astea vin de aici. Mânia este păcătoasă și haideți să vedeți când devine mânia păcătoasă. Iacov spunea în capitolul 1, versetul 19 la 20, știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Observați treptat, încet la vorbire. Nu te grăbi să deschizi gura. Mulți dintre noi să suferi suficient că ați deschis sau că nu trebuie, nu? N-ați mai băgat nimic în ea la dinner. Nu? Dacă ați vorbit prea repede. Apoi spune cel zăbavnic, grabnic la ascultare, grăbește-te și ascultă, vorbește mai rar și zăbavnic, să ai întârzieri din alea mare de tot la mânie. Las-o pe mâine. Ok? Spune, mă enervez mâine. Iată câteva de ce mânia devine păcătoasă. 1. Când explodează repede, fără să mai fie timp de gândit. Când te ia prin surprindere și nu mai ai timp să gândești. Te-ai enervat. Te ia prin surprindere. Asta este păcătoasă. Când răul care o cauzează este unul imaginar și nu real, te-ai enervat degeaba pe ceva care nu există, ți s-a părut, ai interpretat greșit. Mânia este păcătoasă când este disproporționată față de ofensa comisă. E tras o palmă lui ăla mic de a sărit așa, pentru că a spart o cană nenorocită de cană de porțelan sau de pământ. Okay? Asta e mânie păcătoasă. Este pedeapsă mult prea mare pentru ofensă mică de tot. Când este îndreptată împotriva unui inocent și nu asupra celui vinovat. Când îți bați nevasta în locul șefului. Nu? Vii acasă, nervos, ce ți-a făcut ăla, ți-a redus salariul, ți-a pus overtime, te-a nedreptățit, ești supărat pe el și atunci vii și te descarci pe soție. Te răzbuni pe cine nu este vinovat. Asta este mânie păcătoasă și mânie păcătoasă când este prelungită în timp și devine răzbunare, când o coci în tine și o aduni, las că l-aștepte-o pe ăsta. Și mai afli încă un argument și mai adaugi ceva la motivație, nu? Și acum înțelegi tu tot mai bine cât de nenorocit e ăsta, nu? Și vine, lasă că-l aștept eu, îi coc eu una, ani de zile îl tot aștept pe ăla la colț, asta e răzbunare și asta este mânie păcătoasă. Luptă împotriva mâniei. Iată ce spunea Apostolul Pavel, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Ăsta a fost la ședințele noastre. Ăsta a fost la adunarea generală, domnule. Amărăciune, iuțeală, mânie, strigare, clevetire.
să piară de la adunările voastre generale, să piară de la ședințele voastre. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Știți că adrenalina declanșată la mânie te face să te simți puternic? Te enervezi și acum dintr-o dată ai impresia, oh, băi, bat pe toți. Abuzul de substanțe distruge relațiile de familie. Și adrenalina este una dintre substanțele pe care noi le luăm destul de des. Mânia reținută intern duce la implozie. Va exploda necontrolat într-o zi. Știți că multe din bolile care noi le avem sunt datorate stării de mânie? Doctorii spun asta, specialiștii. Ulcer, hipertensiune, atac de cord, colită, artrită, pietre la rinic, pietre la fiere și cine știe pe unde alte pietre, nu? 50 de boli majore. Cum am venit în America, soția a făcut operație pietre la fiere. Și a zis, mă, dar am crezut că ai pietre la inimă, tu ai pietre la fiere. Nu? Două principii despre mânie, care aș vrea să le rețineți în această dimineață, sunt extraordinar de interesante. Numărul 1. Mânia este întotdeauna a doua emoție în orice experiență. Este altă emoție care te-a dus aici. Identifică-o, caută-o, să vezi de ce te-ai enervat. Să vezi de ce te-ai enervat. Provocarea este să recunoaștem prima emoție care a cauzat problema. Adresează-te acelei probleme și nu lăsa ca mânia să ia locul problemei adevărate. Adevărata problemă e altceva. Complet altceva. Ok? S-ar putea că ești nervos astăzi, dai cu ușile și ce știu eu ce faci prin garaj, așa, și spui că te-ai enervat și dai vina pe polițist, pe mașină, pe garaj, pe cine știe ce, dar s-ar putea ca supărarea, emoția asta ta să fie din pricina că pe doamna a durut-o capul azi noapte, aseară. Și în loc să discuți despre migrenele doamnelor, nu? Direct cu cărțile pe masă, ai lăsat a doua emoție să domine viața ta. Ai fost respins. Măria s-a fost respins. Cu o durere de cap. Și atunci dă voie mâniei să ia locul și sărim peste cauza adevărată a problemei. 2. Nimeni nu te poate face mânios. Nu mai spune m-a enervat, că nu e adevărat. Tu te-ai enervat. Spune m-am enervat singur. Ca un tântălău m-am enervat singur. E? Nu te-a enervat soția, nu te-a enervat șeful, nu te-a enervat traficul, te-a enervat singur. Ai hotărât să te lași cuprins de mânie. Fiecare om poate să aleagă ce să facă cu sentimentele lui. Iată ce scria un bărbat și scria destul de târziu în viață. Și ascultați asta. Deci am fost orb, dar acum văd. Văd că am fost greșit să dau vina pe soția mea pentru dificultățile din căsătoria noastră. Văd acum că adevărata problemă eram eu și nu ea. Văd că datorită rănilor adânci din mine am făcut-o să alimenteze continuu prăpastia fără fund a nevoilor mele. Văd acum că aproape am distrus personalitatea soției mele prin toanele și spiritul meu critic. Văd că pun aceleași presiuni pe copiii mei pe care părinții mei le-au pus asupra mea. Mă port cu ei cum s-a purtat tata cu mine. Văd că întreaga familie trebuie să danseze în jurul emoțiilor mele, neștiind cum să reacționeze bieții oameni.
Văd că am luat decizii nesănătoase, riscante în afacerile mele, pentru care, pentru unele, a trebuit să plătesc mulți ani la rând. Văd acum că n-am fost în stare să ascult niciodată de sfaturile altora. Întotdeauna am crezut că eu știu mai bine, eu sunt mai deștept, că eu văd mai bine situația. Acum înțeleg de ce mulți oameni le este teamă de mine, de ce am făcut așa multe alegeri proaste în viață și de ce n-am cunoscut niciodată fericirea adevărată. Zilele trecute am urmărit un mic videoclip înregistrat de doi foști Navy SEALs. Navy SEALs, ăștia sunt elita armatei americane. Trec printr-un proces de selecție cum nu vă puteți da seama și foarte puțin dintre ei ajung în această elită a tot ce există soldat și militar american. Știți ce spunea oamenii aceștia? Și asta m-a demolat complet. Spunea așa, 99,9% din toate eșecurile noastre se datorează egoismului, eului nostru. M-a demolat chestia asta. Nu ne asumăm responsabilitatea, dăm vina pe alții, dușmanul-i de vină, condițiile-s de vină, șefii-s de vină. Eu sunt mai deștept decât ăla, suntem mai puternici decât ăla. Egoismul nostru, euul nostru, spune el, produce cele mai multe eșecuri pe care noi le-am avut vreodată. Și eșecurile astea s-ar putea să coste viața. Mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Venim la biserică furioși, nervoși și ne găsim motive de mir pe cine și pe ce. Ăla cântă nu știu cum, ăla se îmbracă nu știu cum, ăla zice, ăla face. Știți ce înseamnă asta? Nesfințenie. Absolut, lipsă de sfințenie personală. Punct. Nimic altceva. Și vorbim la ultima, care se numește apatia. Sper să mă încadrez la timp. Mi-am luat un subiect cam lung. Apatia și partea stângă a creierului nostru. Știți că se zice că bărbații gândesc cu creierul, nu? Și femeile gândesc cu inima. Știți de ce așa? Pentru că de mici școala ne învață să ne folosim partea stângă a creierului nostru, ne învață să socotim, să facem raționamente, ne învață analiza critică. Bărbații întotdeauna analizează, întotdeauna socotesc. Civilizația vestului are accentul pe partea stângă a creierului. Știți că partea stângă a creierului nostru e mai grea decât aia alta? Trebuie să umblăm așa? E mai grea? Pentru că este exersată mai des. Tot timpul judecăm, tot timpul calculăm cu ea. Civilizația vestului are problema asta cu gândirea. Bărbații sunt gânditori și ei nu sunt sentimentali, doamnă, ca muierile. Ei cu capul gândesc, așa. Când intră în biserică, ei analizează. Nu? Analizează. Știți că dușmanul nostru, numărul unu, așa, este cinismul nostru a bărbaților? Ăsta ne ruinează complet. Întotdeauna cinismul nostru găsește motive raționale, rapid, nu? Pentru neimplicare și pentru lipsa de spiritualitate. De ce să mă rog? El găsește motive logice să nu se roage, el găsește motive să nu se închine, motive să refuze mântuirea, motive logice să nu dea bani la biserică, motive logice să nu vină la biserică. Motive logice să nu se închine împreună cu noi, să nu cânte împreună cu noi, să nu ridicăm mâinile dacă noi ceilalți ridicăm. Eu întotdeauna, cine e ăsta, domnule, să-mi spună mie ce să fac? Cine e ăsta, mă, să-mi spună mie unde să stau în biserică? Ia încercați să mutați. Știți că bărbații se simt în nesiguranță, așa, ei, pentru că judecă totul să vadă ce se întâmplă, preferă locurile din spate, domnule.
Cea mai mare greșeală este să duci într-o biserică, să spui, no, hai, veniți mai în față, fraților. Ți s-a terminat, predica s-a terminat acolo. Nu te mai ascultă nimeni. Cine însă, Doamne, să mute pe noi? Vedeți că și în vine câte unul așa din România, plin de entuziasm, nu? Vrea imediat să ne pocăiască din două fraze. Vrea să ne ducă în față și amin, fraților, n-am auzit nimic. Ați mâncat astăzi? Nu? Ați văzut chestiile astea. O asemenea frază îi provoacă pe bărbații ăștia care gândesc, îi scurcircuitează complet, domnule. I-ai pierdut din două fraze pe toți. Lasă-i în pace, domnule. El se simte bine acolo unde stă. Nu-l muta tot de acolo. Pentru că bărbații le știu pe toate, nu? Pavel asociază această lipsă de sfințenie personală cu îndoiala. Îndoiala sau apatia. El se îndoiește de orice. El nu crede cu ușurință tot ce spui, nu? El nu vrea să-și arate public evlavia lui și credința lui, nu? Muierile sunt alea care sunt evlavioase, domnule, nu? Și adevărat, sunt mai sfinte și mai evlavioase decât noi. Astea sunt mai repede gata la rugăciune. Mai repede să facă lucruri bune decât noi. Noi întrebăm, a, bun, dar la cine dăm banii? Când? Ce să fac? Ce face cu ei? Ne dă dare de socoteală. Femeile n-au probleme cu astea, domnule. Dar noi avem, pentru că noi, mintea funcționează în felul ăsta. Vreau să închei acum cu o ilustrație care și cu câteva fraze de concluzii. În 1741, John Wesley, care conducea Clubul Sfânt, așa se numea, societatea metodistă de atunci din Anglia, au dat afară în anul 1741 64 de credincioși. Au fost excluși din Clubul Sfânt. Să vedeți pentru ce. Numărul 1, 2 au fost pentru că au înjurat. În engleză. Cum înjurăm noi. Nu? Aia nu e înjurătură. Dacă înjură românește, aia... 2. Pentru călcarea repetată a zilei Domnului. Pentru că nu veneau la biserică duminica regulată. Au fost dați afară. Și zic, ei, tu ești apatic. Tu nu ții sfințenia, tu nu ești sfânt. Out. 17 au fost dați afară pentru beție. Ok? Nu că s-au îmbătat. Probabil au băut câte o bere, așa cum mai trag și unii. Au băut câte un șnaps, cine știe unde. Au aflat frații și au dat afară. 2 pentru că au vândut băuturi alcoolice. Au cumpărat la ei alții. 3 pentru ceartă și hoinăreală cu prietenii. Ok? Ceartă, s-au certat cu frații și au luat-o prin una. Plec cu prietenii. Și nevasta i-a spus la Wesley și i-a dat afară. 3. 1 pentru că și-a bătut soția. 3 pentru că mințeau. 4 pentru bârfă și vorbire de rău. 1 pentru lene și că nu vrea să lucreze. L-a dat afară din biserică, a zis, tu nu ești sfânt. Lenea nu este sfânt. Out. Și ascultați, 29. 29 au fost dați afară din Clubul Sfânt pentru neseriozitate și nepăsare, care se cheamă apatie. Okay? Vii la biserică, nu-i miști absolut cu nimic, indiferent ce faci. Asta este apatie, nesfințenie, bărbaților, nesfințenie. Și asta ne domină bisericile noastre. Nu venim, nu dăm, nu facem, nu slujim. Închidem porțile? Probabil că ar fi mai bine, nu? Se dăm afară, ar fi nenorocere. Cum se dăm afară? Ce să facem pe urmă? Nu? În concluzie, un minut. În viața dumneavoastră să nu spuneți asta, mai ales bărbaților, eu sunt mai sfânt decât tine. Asta, cât ai rostit asta, este o dovadă de fariseism foarte periculos. 2. Să încetăm să fim preocupați cu sfințenia altora.
lăsați-i pe ei din alte biserici, lăsați-i pe ceilalți în pace, voi aveți, noi avem probleme cu sfințenia, nu aia alții. Obsesia cu sfințenia femeilor este o boală masculină. Nu este altceva decât o manifestare a poftei de control a bărbaților. Ok? Când ne ocupăm numai de îmbrăcatul și învelitul lor și dă-i cu gura pe ele. Este o dovadă a poftei noastre de control. Apatia bărbaților de astăzi este lipsa lor de sfințenie, este o frână înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Și cea mai mare frână a bisericii de astăzi este apatia creștinului de astăzi. Și asta este lipsa de sfințenie. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune și haideți să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi și să ne ajute Domnul să fim sfinți, să putem ridica mâini curate, fără mânie și fără îndoială înaintea lui Dumnezeu. Să ne rugăm!